Cele mai recente date arată că numărul total al elevilor testați pozitiv cu noul coronavirus este de 206. De asemenea, infectați s-au dovedit a fi și 299 de profesori. Din cauza carantinei, 10 instituții de învățământ activează la distanță, iar 138 de clase sunt în izolare, continuând studiile în format online. Datele actualizate au fost prezentate de Ministerul Educației, Culturii și Cercetării. În școlile profesionale și colegii, în ultima săptămână a lunii octombrie, au fost infectați 24 de elevi și 13 cadre didactice. În aceeași perioadă, în universități au fost confirmați pozitiv 17 studenți și 11 profesori. Din numărul total de 1.398 de grădinițe, și-au reluat activitatea în urma deciziilor administrațiilor 1.301. În prezent, 7 grădinițe și 30 de grupe de copii se află în carantină din motiv că au fost confirmate cazuri pozitive de coronavirus la 6 copii și 84 de educatori. Precizăm că începând de ieri a fost reluat procesul educațional în școlile și în liceele din țară, după finalizarea vacanței de toamnă. De asemenea, în grădinițe a fost reluată înscrierea copiilor care au între 2 și 4 ani și care nu au mai frecventat anterior instituțiile preșcolare.